16 martie 2020. Cu siguranță în acest moment foarte mulți oameni sunt în casele lor, meditează la ceea ce se întâmplă la nivel mondial, foarte mulți sunt panicați datorită acestui virus care a luat deja foarte multe vieți. Simt responsabilitatea să vă aduc o mică încurajare și, dragilor, aș vrea să vă spun că Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră nu-L ia pe Dumnezeu prin surprindere. Până la urmă, Dumnezeu este Cel care ne-a dat viață, Dumnezeu este Cel care ne păstrează în viață, tot Dumnezeu este Cel care poate să ne ia viața noastră în orice moment. Biblia ne spune că noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu în timpul vieții noastre. Asta ne spune Solomon în Sfânta Scriptură, în Biblie. Ne spune Solomon că noi trebuie să ne gândim că viața noastră nu este decât un abur, viața noastră nu este decât un fir de iarbă și va trebui să-L căutăm pe Dumnezeu în timpul vieții noastre, în tinerețea noastră. Din păcate, cei mai mulți oameni îl iau pe Dumnezeu ca o umbrelă de ploaie atunci când trec prin probleme, atunci când trec prin necazuri. Poate că și în momentele acestea foarte mulți oameni strigă la Dumnezeu, foarte mulți și-ar dori să meargă într-o biserică, dar nu este posibil. Nu ne puteam imagina noi acum câteva zile sau cu câteva săptămâni în urmă că foarte multe biserici se vor închide, dar slavă lui Dumnezeu că putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din casele noastre, avem cei mai mulți dintre noi Biblia, cuvântul lui Dumnezeu pe care putem să-L citim și putem oricând să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru cei dragi ca Dumnezeu să-i protejeze, dar în același timp să-i protejăm și noi, rămânând în casele noastre. Iată că am câteva gânduri pe care aș vrea să vi le împărtășesc. Un text, câteva lucruri la care aș vrea să medităm fiecare dintre noi. Este într-adevăr ciudat cum 100 de euro par așa de mulți dacă îi dai la biserică, dar par așa de puțin dacă mergi la cumpărături. Ciudat ce lung pare să-i slujești lui Dumnezeu o oră, dar ce repede trec 90 de minute la fotbal. Ciudat ce lungi sunt câteva ore în biserică, dar ce scurte sunt orele când vezi un film. Ciudat cum noi de multe ori nu știm ce să ne rugăm, dar prietenei sau prietenului nostru întotdeauna avem ce să-i povestim. Ce interesant este când se lungește un meci de fotbal, dar cum ne pierdem răbdarea și cât ne tot uităm la ceas când durează programul de biserică mai mult decât de obicei. Ciudat ce greu este să citești un capitol din Biblie, dar ce greu este să înghiți 100 de pagini dintr-un roman. Ciudat cum oamenii la un concert ar vrea cu tot dragul să stea pe primul rând, dar la biserică se înghesuie pe ultimul. Ciudat cum pentru o slujbă în biserică ne trebuie 2-3 săptămâni ca să anticipăm. Dar cum găsim loc pentru alte lucruri și în ultimul moment, în calendarul nostru de zi cu zi? Ciudat ce greu este să spui la alții despre vestea cea bună, dar ce ușor este să dai mai departe ultima bârfă. Ciudat cât de repede se răspândesc bancurile pe internet, dar dacă cineva trimite mesaje despre Dumnezeu, în care Dumnezeu este slăvit, se gândește lumea de două ori dacă se trimită mai departe. Ciudat, nu? Râzi? Sau te gândești? Răspândește vestea cea bună și dă-i lui Dumnezeu toată slava pentru că El este bun. Ciudat că persoanele din lista ta de contacte nu o să primească acest mesaj pentru că ești sigur că nu au ce face cu el. Ciudat sau poate trist? Cât de adevărat este că tu îți faci mai multe griji despre ce gândește lumea despre tine decât despre ce gândește Dumnezeu despre tine? Îl iubești pe Dumnezeu? Dragul meu, El este viața ta și izbăvitorul tău. El are grijă de noi în fiecare zi pentru ca noi să trăim. Fără El nu aș fi nimic. Fără El nu sunt nimic. Dar cu El pot face toate lucrurile.
Vă doresc o seară frumoasă, spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și aș vrea să vă dedic acum acest cântec care mi-a atins și inima mea. Timpul